Criza s-a adâncit după ce minerii au intrat în grevă și nu au mai alimentat cu cărbune de 7 zile termocentralele din bazinul Rovinari. Acestea produc un sfert din curentul electric consumat zi de zi în România. Miercuri seara, producția pe cărbune a scăzut brusc, iar grupul energetic 6 al termocentralei a fost închis. În aceste condiții, ministrul energiei a plecat la Târgu Jiu ca să ajungă la o înțelegere cu șefii complexului energetic Oltenia. După mai bine de 4 ore, parte dintre mineri, cum ar fi cei de la cariera Lupoaia, n-au întrerupt protestul. Alții au acceptat oferta. Între timp, România importa joi la orele prânzului peste 1300 MW pe oră, respectiv aproape 15% din cât consuma. De la București, premierul a spus că a cerut structurilor de siguranță națională verificarea informațiilor apărute în spațiul public privind achiziții de energie din alte țări la prețuri foarte mari. Mai mult, a precizat că i s-a adus la cunoștință doar miercuri cu nepermisă și suspectă întârziere situația de la complexul energetic Oltenia. Am analizat ce măsuri pot fi luate să-mi fie prezentată de urgență situația stocurilor de cărbune comparativ cu anul trecut, o analiză detaliată a situației minerilor, corpul de control să înceapă o acțiune de verificare la această societate. Nu menționează însă de ce acest control începe abia pe 17 ianuarie, adică la aproape o săptămână de la izbucnirea grevei minerilor. Grupul energetic de la Rovinar s-ar fi oprit din cauza că nu avea depozit de cărbune. Rezerve de materie primă ar mai fi fost, dar în condițiile în care și transportul de minereu era paralizat de greva salariaților, cărbunele n-a putut fi adus până la grupul de la Rovinar pentru valorificare. Centrala de la Rovinar funcționează cu 2 grupuri. Deci nu este oprită complet. Un grup a fost oprit asta noapte, în jurul orei 1, după analiza pe care am avut-o cu responsabilii de producție, dar în același timp, ca să compensăm pierderea energiei de pe acest grup, am repornit 2 grupuri în alte 2 centrale noastre. Pierderile sunt de numai puțin de 15 milioane pentru fiecare zi în care grupurile energetice nu funcționează. Peste criza cărbunelui s-a suprapus și o perioadă cu cele mai mari prețuri la curent electric din ultimii ani pe bursă de energie, creșteri provocate însă de noile măsuri luate de guvern, susțin analiștii din domeniu. Nu e bine deloc pentru sistemul energetic, mai ales că e un context absolut nefavorabil și hidro produce destul de puțin. Ne bazăm foarte mult pe vecinii noștri, pe unguri, pe bulgari, pe ucrainieni. Eu sper ca situația de la Oltenia să intre cât mai repede în normalitate. Complexul energetic Oltenia are 13.300 de angajați și a fost înființat în 2012 prin fuziunea complexurilor energetice Turceni, Craiova și Rovinari cu Societatea Națională a Lignitului Oltenia Târgu Jiu. Compania are 11 grupuri energetice care cumulează o capacitate instalată de 3.240 de MW. Guvernul s-a făcut de râs cu propriile propuneri de miniștri. Administrația prezidențială a anunțat că nu a primit cazierele judiciare, CV-urile actualizate și copiile, după buletinele Liei Olguța Vasilescu, respectiv Mircea Drăghici. Președintele Klaus Iohannis și-a motivat astfel respingerea celor doi. În scrisoare, președintele arată că documentația care însoțește propunerea este incompletă, așa că nu se poate verifica îndeplinirea tuturor condițiilor prevăzute de Constituție. Șeful statului invocă lipsa cazierului judiciar, pe care se pare guvernul s-a făcut că uită să-l pună la dosar în cazul propunerii Liei Olguța Vasilescu, tocmai din pricina problemelor pe care aceasta le are cu legea. Ne reamintim că Olguța Vasilescu a fost reținută de procurorii DNA pentru luare de mită și spălare de bani. Avocatul meu vă spune totul. De ce vă așteptam? Mă așteptam pentru că o să vedeți despre ce este vorba. Vă povestește avocatul meu. Credeți că e un abuz? Absolut. Acum e mâna, doamna primar. Ușurel. Vă rog frumos. Sunteți un pericol public? Potrivit șefului statului, certificatul de cazier judiciar este singurul document care atestă situația judiciară a unei persoane. Având în vedere dispozițiile articolului 2 din legea numărul 290/2004 privind cazierul judiciar, potrivit cărora în cazierul judiciar se ține evidența persoanelor fizice și a persoanelor juridice condamnate ori împotriva cărora s-au luat măsuri cu caracter penal sau administrativ conform codului penal, precum și a celor față de care au fost dispuse măsuri procesual penale, certificatul de cazier judiciar fiind singurul
singurul document care atestă situația judiciară a unei persoane se arată în comunicatul administrației prezidențiale. Și cum de la dosar lipsesc documente, șeful statului a transmis că nu poate accepta propunerile de miniștri pentru Ministerele Dezvoltării și Transporturilor. Constatând că documentația care însoțește propunerea este incompletă, astfel încât nu se poate verifica îndeplinirea tuturor condițiilor prevăzute de articolul 105 din Constituție, și de articolul 2 din legea numărul 90/2001 pentru numirea în funcția de membru al guvernului, vă aduc la cunoștință că în continuare propunerile de numire în funcția de membru al guvernului nu fac dovada îndeplinirii tuturor condițiilor de legalitate, astfel încât să li se poată da curs, se mai arată în comunicatul administrației prezidențiale. Au apărut primele efecte ale deciziei Curții Constituționale pe tema protocoalelor dintre SRI și procurori. Procesul șefului Consiliului Județean Harghita a fost amânat în așteptarea motivării Curții Constituționale privind înțelegerile dintre Ministerul Public și SRI. Potrivit DNA Târgu Mureș, Borboi Ciobo a fost trimis în judecată alături de alte 12 persoane pentru abuz în serviciu contra intereselor publice în formă continuată și calificată. Procesul președintelui Consiliului Județean Harghita, Borbolic Zaba, a fost amânat la solicitarea avocatului său. Acesta insista că în acest dosar s-a aplicat protocolul, motiv pentru care trebuie așteptată motivarea deciziei luate miercuri de Curtea Constituțională. E doar o decizie care stabilește că există un conflict, dar nu ne spune ce să facă sau ce să facă instanța. Și motivul de amânare de astăzi, practic, a fost legat de acest aspect. Curtea Constituțională trebuie să-și motiveze această hotărâre, această decizie și să fie publicată în Monitorul Oficial ca să știm ce să facem. Curtea Constituțională a hotărât că parchetele vor stabili de la caz la caz dacă probele adunate cu ajutorul SRI sunt eliminate din dosar. În acest dosar există o adresă, sau mă rog, instanța a solicitat o adresă către SRI dacă a fost sau implicat sau nu în acest dosar și a venit un răspuns clasificat, adică pe care nu îl poate vedea nimeni. Într-o astfel de situație, cele două componente justifică, de fapt, decizia judecătorului de a amâna cauza până când știm ce trebuie să facem într-o astfel de situație. Miercuri, Curtea a admis sesizarea Camerei Deputaților și arată că parchetul general, prin încheierea protocoalelor cu SRI, ar fi provocat un conflict cu Parlamentul, Înalta Curte și instanțele judecătorești. Potrivit CCR, este vorba despre cauzele aflate în curs de soluționare asupra cărora nu s-a luat o decizie definitivă. Procurorii au cerut cele mai dure pedepse în dosarul Hexifarma. Astăzi a fost ultimul termen în dosarul dezinfectanților diluați. Pronunțarea sentinței este așteptată pe 23 ianuarie. N-aveți nicio urmă de regret pentru asta, doamna Din? Nu pot să declar nimic în momentul de față. Este o anchetă în desfășurare. De-a lungul procesului, care durează de aproape 3 ani, Floridinu, fosta directoare a firmei deținute de Dan Condra, s-a declarat nevinovată. La termenul de astăzi, Floridinu a cerut judecătorului care se ocupă de acest caz, Mitu Stegaru, să fie achitată. Eu mizez pe achitare, știu că sunt nevinovată, însă în instanță trebuie să și demonstreze acest lucru și sper că am convins instanța de nevinovăția mea. Scopul principal al acestui scandal, de fapt un scenariu, a fost eliminarea de pe piața celui mai important producător de dezinfectanți din România. Tot în fața judecătorilor, ea a mai precizat că a fost pusă sub acuzare pentru că trebuia găsit un vinovat după moartea patronului companiei. În martie 2017, compania Hexifarma a fost trimisă în judecată de parchetul general pentru săvârșirea a 340 de infracțiuni de înșelăciune, dintre care 7 au avut consecințe deosebit de grave, uz de fals, precum și pentru participație improprie la infracțiunea de zădărnicire a combaterii bolilor. Patronul Hexifarma, Dan Condra, a murit pe 22 mai 2016 după ce a pierdut controlul volanului mașinii pe care o conducea, iar aceasta a ieșit de pe șosea și s-a izbit de copacii de pe marginea șoselei. Lucian Onea, fostul șef al DNA Ploiești, va reveni la parchetul de pe lângă judecătoria Câmpina, începând cu data de 16 ianuarie. Și asta, deși el este vizat într-un dosar penal de constituire de grup infracțional organizat. Decizia a fost luată de secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii. Onea este urmărit penal și pentru săvârșirea infracțiunilor de represiune nedreaptă și cercetare abuzivă, inducerea în eroare a organelor judiciare, fals intelectual, uz de fals, divulgarea informațiilor secrete de stat, abuz în serviciu, instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată. Adina Florea, procurorul de caz, a cerut aviz CSM-ului pentru arestarea lui Onea, însă cererea a fost respinsă. Jaf la o casă de amanet în centrul Ploieștiului, hoțul a amenințat-o pe angajată și a reușit să fugă cu bijuterii de aur ce cântăresc peste un kilogram. Polițiștii încearcă acum să-i dea de urmă bărbatului. Ce s-a întâmplat aici? Jaf la amanet. Jaf?
Poliția din Prahova este în alertă maximă după ce un magazin de bijuterii aflat în stația Coreco din centrul orașului Ploiești a fost jefuit. Suspectul, care avea glugă pe cap, a intrat în magazinul de bijuterii ca un client obișnuit. După ce s-a plimbat câteva clipe prin fața vitrinelor cu bijuterii, bărbatul și-a tras cagula pe față și a amenințat-o pe vânzătoare cu arma. Terifiată, femeia l-a lăsat pe tâlhar să ia ce-a vrut. Bărbatul a sustras bijuterii din aur ce cântăresc în total peste un kilogram. A ieșit apoi rapid din magazin și s-a făcut nevăzut pe străzile orașului. După ce s-a dezmeticit și a reușit să treacă peste clipele de panică, vânzătoarea a sunat la 112. Polițiștii au făcut cercetări la fața locului și au deja un cerc de suspecți. Totodată, aceștia au instituit filtre pe principalele drumuri din județ. Parlamentul European a votat proiectul de lege potrivit căruia guvernele care intervin în instanțe sau nu reușesc să combată corupția riscă suspendarea fondurilor europene. Dacă va fi adoptat de Consiliul Uniunii Europene, textul va deveni imediat lege. Proiectul aprobat de Parlamentul European cu 397 de voturi pentru, 158 împotrivă și 69 de abțineri prevede că în cazul guvernelor statelor membre UE care se implică în afaceri judiciare sau nu combat eficient fraudele și actele de corupție să fie suspendate fondurile europene. Asistată de un grup de experți independenți, Comisia Europeană va avea sarcina de a depista deficiențe generalizate în privința statului de drept și va decide măsuri care ar putea include suspendarea plăților efectuate prin bugetul UE sau reducerea prefinanțării. Unul dintre cele mai importante lucruri care mențin democrația este statul de drept. De aceea votăm acest raport, a declarat europarlamentarul Petri Sarvama înaintea votului. Dacă va fi adoptat de Consiliul Uniunii Europene, textul va deveni imediat lege. Imediat ce un stat membru sancționat va remedia problemele identificate de Comisia Europeană, Parlamentul European și Consiliul UE pot hotărî deblocarea fondurilor. Vești proastă pentru toți românii cu credite sau datorii în euro. Este a treia zi la rând în care leul își continuă prăbușirea, continuând tendința de săptămâna trecută. Moneda europeană a atins și astăzi un maxim istoric. BNR a anunțat un curs de 4,6890 de lei, în creștere cu 0,13% față de miercuri. Este a șasea cădere a leului la minime istorice în ultima săptămână. Leul s-a depreciat și în raport cu dolarul american, acesta fiind cotat la valoare de 4,1126 de lei. Guvernul crede că o familie de 2 adulți și 2 copii poate trăi cu 2600 de lei pe lună la oraș, în timp ce o familie de la țară ar avea nevoie de 2100 de lei. Anul trecut, un studiu calcula valoarea coșului de consum lunar la 6762 de lei lunar pentru o familie similară. Potrivit studiului, aproape jumătate din bani s-ar duce pe mâncare și băuturi. Pentru facturi privind locuința, apa, electricitatea, gazele și alte servicii ar fi necesar 405 lei, iar familia ar cheltui numai 132 de lei pentru sănătate și numai 53 de lei pentru educație și cultură. Din suma totală, familia ar mai putea să facă și economii de 235 de lei. Spre comparație, un studiu realizat anul trecut de Institutul de Cercetare a Calității Vieții arăta că valoarea coșului de consum pentru un trai decent este de aproximativ 6700 de lei pe lună. Mă împart, așa să am, iau pensia, îmi plătesc tot ce am de plătit și ce-mi rămâne, restul rămâne de medicamente și de mâncare. Deci n-am o sumă anumită. Vă rămân bani suficienți cât să trăiți decent? Nu prea ne rămâne pentru că avem pensiile foarte mici. Văd că veniți de la cumpărături. Da. Cât ați cheltuit astăzi? 500 de mii. 50 de lei? 50 de lei. Și dacă ar fi să facem un calcul lunar, la ce sumă ajungeți când vorbim de cumpărăturile zilnice? 1 milion pe zi. Da, 1 milion pe zi, așa. Cum vi se par prețurile? În ziua de azi? La salariile noastre, prețurile sunt destul de mari. Calculul a fost făcut public de Comisia de Insolvență la nivel central și face parte din criteriile generale pentru stabilirea nivelului de trai, de care se ține cont în cazul falimentului personal, coșul minim lunar de consum reprezentând suma de care creditorii nu se pot atinge. Criteriile au fost publicate în Monitorul Oficial și au intrat în vigoare la data de 16 ianuarie.
Reacții extrem de dure față de cea mai nouă taxă inventată de guvernul Dăncilă. Reprezentanții celei mai mari bănci din România susțin că taxa pe lăcomie reprezintă nici mai mult, nici mai puțin decât o naționalizare a profiturilor. Potrivit acestora, legea va crea dezechilibre imediate și grave în sectorul bancar și în toată economia, cu efecte directe asupra populației și a antreprenorilor locali. Efectele taxei pe lăcomie se resimt deja în sistemul bancar. O dovedește Banca Transilvania, care a transmis o primă reacție extrem de critică față de decizia guvernului de a impozita suplimentar băncile. Vedem că suntem penalizați suplimentar cu o taxă pe active care, în opinia noastră, înseamnă naționalizarea profiturilor, chiar dacă Banca Transilvania a oferit deja discount la active sau am lucrat cu marjă redusă impusă de stat. În ultimii 3 ani, Banca Transilvania a acordat 7 miliarde de lei credite noi pentru peste 50.000 de IMM-uri și micro-întreprinderi locale. Acum noi, împreună cu aceste IMM-uri și alături de populație, vom suporta costurile taxei. Specialiștii susțin că reacția băncii era una așteptată. Acest comunicat al Băncii Transilvania confirmă ce am spus din primul moment. Această ordonanță este o naționalizare mascată, nu numai în sectorul bancar, în sectorul pensiilor administrate privat, în energie. Toate aceste companii se văd dintr-o dată, după ce au într-un an de zile, în 2018, au avut un regim fiscal și au funcționat în acel regim fiscal, acum se văd nevoite să plătească cam tot profitul făcut în acel an prin aceste taxe. Reprezentanții băncii arată că au pierdut la Bursa din București o treime din valoare după introducerea acestei taxe, de la o capitalizare de 11,3 miliarde de lei pe 18 decembrie 2018, coborând la 8,3 miliarde de lei pe 16 ianuarie 2019. PSD-iștii au fost prinși cu minciuna. Fostul premier Dacian Cioloș a publicat stenogramele ședinței de guvern din 2017, în care a fost adoptată legea recursului compensatoriu. Din discuție reiese că premierul de la acea vreme, Sorin Grindeanu, îi cerea lui Florin Iordache să adopte legea pe repede înainte. În replică, Grindeanu spune că nu a făcut decât să preia proiectul făcut de guvernul tehnocrat. PSD a tot încercat să dea vina pe guvernul tehnocrat pentru valul de violențe comis de infractorii eliberați în baza recursului compensatoriu. Asta chiar dacă legea a fost adoptată în 2017, atunci când premier era Sorin Grindeanu. Ulterior, proiectul a fost modificat tot de PSD-iști în Parlament. Mai exact, s-a mărit numărul de zile libere câștigate de pușcăriași într-o lună, de la 3 la 6. Stenograma ședinței de guvern din 31 ianuarie 2017 arată că executivul Grindeanu a adoptat pe repede înainte proiectul. Legea a fost inițiată la propunerea lui Florin Iordache în aceeași zi în care a fost aprobată și celebra Ordonanță 13. În regim de urgență amândouă, domnule prim-ministru. Dacă există observații, dacă nu, adoptat. Vă rog în regim de urgență cele două proiecte de legi să fie transmise către Parlament. De partea cealaltă, Sorin Grindeanu spune că tehnocrații sunt responsabili pentru o lege pe care el a adoptat-o pe repede înainte. Citesc că un domn Cioloș, candidat la europarlamentare, dorește cu înfierbântare să arate că nu are nicio legătură cu inițiativa privind recursul compensatoriu. Am două vești pentru domnul Cioloș. Prima e că guvernul Grindeanu a adoptat un proiect de lege, cu alte cuvinte, a trimis textul în Parlament spre a fi dezbătut. A doua e că guvernul Grindeanu a adoptat proiectul exact în forma inițiată de Raluca Prună. Să înțeleg că nu era bun? Sau că doamna Prună făcea proiecte pentru penalii coaliției PSD-ALDE, ca să folosesc vocabularul domnului Cioloș? A scris Grindeanu pe o rețea de socializare. Președintele Klaus Iohannis a cerut guvernului să ia măsuri urgente pentru a stopa violențele comise de infractorii eliberați mai devreme. Solicit guvernului României să facă într-un timp scurt o analiză profundă și să vină cu soluții. Repet, solicit guvernului o analiză profundă și prezentarea de soluții. Se poate intra în procedură foarte rapid în Parlament, se poate corecta legislația. Repet, solicit guvernului României să vină urgent cu soluții pentru această chestiune. Bineînțeles, Tudorel Toader a promis că va rezolva această problemă gravă așa cum știe el cel mai bine. Vom face o nouă evaluare a datelor statistice oferite de către ANP privind beneficiarii prevederilor legii recursului compensatoriu
vom analiza cauzalitatea, structura, consecințele faptelor comise de către beneficiarii legii privind recursul compensator. Luni dimineață. Procurorul general al României, Augustin Lazăr, a avut o primă reacție după decizia Curții Constituționale privind protocoalele dintre SRI și procurori. Lazăr a spus că un judecător de cameră preliminară verifică toate actele înainte ca dosarul să fie trimis în judecată și că nimeni nu-și dorește să facă dosare care să-l compromită ca profesionist, făcând referire la procurori. Până acum eu nu am văzut astfel de acte, fiindcă nimeni nu-și dorește să facă dosare care să îl compromită în final ca profesionist. Și eu sunt optimist că în continuare, făcându-se verificarea legalității actelor de urmărire penală, cele care se află în curs de instrumentare, ele, aceste acte, vor fi considerate ca fiind legale, fiindcă la toate analizele pe care le avem cu colegii noștri, punem un accent foarte mare pe calitatea actului de urmărire penală. Baronii locali, miniștrii și parlamentarii sunt printre cei care vor beneficia de decizia Curții Constituționale prin care au fost declarate ilegale protocoalele dintre SRI și parchet. Printre aceștia se numără Sorin Oprescu, Sebastian Ghiță, Marian Vanghelie și Radu Moazăr. Cele mai multe dosare de corupție întocmite pe baza protocoalelor cu SRI au fost atunci când DNA a fost condus de Laura Codruța Chioveși. La acea vreme, în toate comunicatele procurorilor era menționată colaborarea cu serviciile secrete. Practic, SRI s-a aflat în spatele tuturor dosarelor răsunătoare. Un caz celebru este cel al fostului primar al Capitalei, Sorin Oprescu. Inculpatul Oprescu, Sorin Mircea, a primit de la primul suma de 25.000 de euro din totalul de 60.000 de euro, pretinși de cei doi de la un număr de 4 denunțători pentru edilul municipiului București. În cauză, procurorii beneficiază de sprijin de specialitate din partea Serviciului Român de Informații. Se arăta la acea vreme în comunicatul celor de la DNA. SRI a fost implicat și în dosarul întocmit familiei Cosma de Unitatea de Elită de la Ploiești. Inculpatul Cosma Vlad Alexandru împreună cu altă persoană a pretins și a primit în perioada 2012-2013 de la mai mulți reprezentanți ai unor societăți comerciale denunțători în cauză importante sume de bani disimulate în contravaloarea unor lucrări subcontractate fictiv către două societăți comerciale pe care în fapt aceștia le controlau. În cauză, procurorii beneficiază de sprijin din partea Serviciului Român de Informații. Pentru dosarul lui Sebastian Ghiță, procurorii au fost ajutați de SRI, dar și de jandarmerie. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție, Serviciul Teritorial Ploiești, au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și măsura controlului judiciar pe o perioadă de 60 de zile cu începere de la data de 17 februarie 2015 față de Ghiță Sebastian Aurelian. În cauză, procurorii beneficiază de sprijin de specialitate din partea Serviciului Român de Informații și din partea Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei. Lista continuă cu alte nume celebre precum Radu Mazăre, Nicușor Constantinescu sau Gheorghe Ștefan Pinalti. Un singur nume răsunător lipsește însă, cel al lui Liviu Dragnea. Potrivit judecătorilor din dosarul angajărilor fictive, nu au existat probe obținute cu ajutorul SRI. De asemenea, potrivit G4media.ro și în ancheta Teldrum, procurorii au probe obținute cu SRI pe mandat de siguranță națională, nu pe mandatele obișnuite de supraveghere tehnică. Compania Teldrum a dat în judecată Consiliul Județean Teleorman și cere înapoi insula Belina. Decizia de a acționa în instanță Consiliul vine după ce în luna noiembrie 2017 insula Belina și brațul Pavel treceau prin hotărârea autorității județene din administrarea județului Teleorman în cea a Apelor Române. Primul termen de judecată a fost stabilit pentru 23 ianuarie. Decizia de a deschide procesul vine după ce la sfârșitul lunii noiembrie 2018 Consiliul Județean Teleorman a adoptat un proiect de hotărâre prin care insula Belina și brațul Pavel au trecut din nou în administrarea statului după 5 ani în care s-au aflat în închirierea Teldrum. Președintele Consiliului Județean Teleorman, Dănuț Cristescu, susține că acțiunea Teldrum e legată tocmai de acest contract, în contextul în care societatea câștigase licitația pentru exploatarea zonei respective pentru 7 ani. Modul în care insula Belina și brațul Pavel au ajuns la societatea Teldrum a fost investit
investigat de DNA. În iunie 2018, procurorii au dispus trimiterea în judecată a fostului premier Sevil Șaide, actual consilier al premierului Viorica Dăncilă, fiind acuzată de abuz în serviciu comis în perioada în care a fost secretar de stat în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. În același dosar vor fi judecate alte patru persoane, între care un director din MDRAP și fostul președinte al Consiliului Județean Teleorman Adrian Ionuț Gâdea. Planul B al premierului Theresa May privind Brexitul va fi dezbătut în Parlament pe 29 ianuarie. Anunțul a fost făcut chiar de premierul May la o zi după ce a supraviețuit unui vot de neîncredere în Camera Comunelor. Theresa May, care a supraviețuit unui vot de neîncredere miercuri, este obligată de Parlamentul Britanic să prezinte o nouă soluție până luni după ce acordul privind Brexitul pe care l-a propus nu a primit susținerea deputaților. Situația este însă foarte complicată, deoarece Nicola Sturgeon, liderul Partidului Național Scoțian, și Jeremy Corbyn, liderul Partidului Laburist, au spus clar că nu vor intra la negocieri cu premierul câtă vreme aceasta nu exclude posibilitatea ieșirii din UE fără un acord. Potrivit unui sondaj realizat la 16 ianuarie, dacă un nou referendum ar fi organizat, britanicii ar vota cu marjă de 12 puncte procentuale în favoarea rămânerii în Uniunea Europeană. Este cea mai clară diferență consemnată după referendumul din iunie 2016. Rezultatele sondajului au fost distribuite de campania People's Vote, care cer organizarea unei noi consultări publice. 56% dintre cei chestionați au declarat că ar vota pentru rămânerea în UE, iar 44% ar opta pentru retragerea din Uniune. Acest scor nu ia în calcul pe indeciși și pe cei care au declarat că nu ar vota. Între timp însă, liderul Camerei Comunelor a transmis parlamentarilor că planul B privind Brexitul prezentat de premierul Theresa May va fi dezbătut pe 29 ianuarie. Premierul va ține un discurs în care va face public acest plan B și va depune o moțiune care va fi dezbătută în cursul acelei zile. Dezbaterea va dura întreaga zi. Actuala situație din Marea Britanie este o oportunitate ce poate fi valorificată, este de părere Cristian Bușoi. Europarlamentarul PNL este de părere că România, care deține președinția Consiliului Uniunii Europene, poate fi un avocat al păstrării unității Uniunii Europene pentru cei 600.000 de români care trăiesc nelegat. Europarlamentarul PNL Cristian Bușoi susține că, din punctul său de vedere, votul pe Brexit reprezintă o șansă enormă pentru ca britanicii să rămână în UE. Din punct de vedere politic, actuala situație este o oportunitate pentru președinția României la Consiliul UE, care poate fi un avocat al păstrării unității UE pentru cei 600.000 de români care trăiesc în UK. Este o șansă ca președinția României la Consiliul UE să aibă contur în afara ideilor anti-europene promovate de PSD-ALDE. Atrag atenția asupra declarației președintelui Tusk, care întreba care este soluția, sugerând astfel nevoia unui moment de gândire înainte de orice decizie, a declarat europarlamentarul Cristian Bușoi. Acesta spune că după acest moment este nevoie de o regândire a întregii situații. Exitul din paradigma potrivit căreia Marea Britanie trebuie neapărat să iasă din UE după ce a comis o incredibilă greșeală politică, nu înseamnă hopa mitică, ci o șansă nesperată pentru regândirea întregii situații. Uniunea Europeană nu este perfectă, dar fără Uniunea Europeană, tuturor europenilor ne este mai rău, nu mai bine, a mai precizat europarlamentarul PNL. Imagini scandaloase în Târgu Mureș. Casa memorială Avram Iancu a fost găsită vandalizată. Fațada a fost mâzgâlită cu mesaje obscene. Semnalul de alarmă a fost dat de deputatul PMP Marius Pașcan, care cere autorităților să identifice urgent persoanele care au făcut acest lucru. Casa memorială Avram Iancu a devenit din nou ținta huliganilor. Clădirea de referință din Târgu Mureș a fost vandalizată. Se pare că mai multe persoane au scris cu vopsea mai multe mesaje denigratoare la adresa unor personaje marcante din istoria țării. În cursul zilei de ieri, fațada casei memoriale simbol Avram Iancu de la Târgu Mureș a fost practic vandalizată. S-au scris, s-au inscripționat lucruri triviale, obscene la adresa unor, și la lui Avram Iancu și a martirilor, simboluri ale Revoluției, ale Răscoalei Sărănești, Horea Closca și Crișan. Și sunt lucruri absolut inacceptabile, cu atât mai mult cu cât inscripții oarecum similare și anul trecut s-au produs la Târgu Mureș pe fațada unei clădiri. Nu este pentru prima dată când casa lui Avram Iancu este vandalizată. În urmă cu 7 ani, casa din Târgu Mureș a fost incendiată cu mai multe cocktailuri Molotov. Pompierii au reușit să stingă focul înainte să se extindă și să producă pagube însemnate. Și în alți ani, persoane necunoscute au distrus drapelul de pe clădire, plăcuțele cu inscripții și indicatoarele pentru turiști.
Mersul cu metroul este transformat într-o cursă cu obstacole în București. În unele stații, lifturile și scările rulante nu funcționează, iar în altele, intrările sunt închise din cauza unor lucrări. Pentru părinții care au copii în cărucior sau pentru persoanele cu dizabilități, călătoria este chiar o misiune imposibilă. De exemplu, într-o stație din cartierul Berceni, liftul nu funcționează de 3 săptămâni și nimeni nu a luat vreo măsură în acest sens. Pe unele lifturi nici măcar nu există un afiș, așa că bucureștenii așteaptă mult și bine ascensorul. Așa a pățit și domnul din imagini. Bună ziua! Este defect liftul. Da. Îl folosești zilnic? Da. Lift defect, ne cerem scuze pentru disconfort. Asta ne dăm seama că scria pe acest afiș pe care oamenii l-au rupt. În schimb, cineva s-a întrebat până când și a și scris această întrebare pe ușa liftului, întrebându-se când va fi remediată această problemă. Cel mai des întâmpină probleme părinții care au copii în cărucior sau persoanele cu dizabilități. La această stație de metrou, liftul nu funcționează de aproape o lună de zile. Nu ți-ar fost mai ușor să cobori cu liftul? Ba da. Folosiți liftul de aici, de la metrou? Da, da, da. Ce se întâmplă în acest moment, pentru că știm că nu mai funcționează? Nu funcționează de vreo 3 săptămâni și coborâm pe scări cum putem. Și am văzut oameni imobilizați care sunt duși în brațe. A fost foarte greu fără el. Că sunt și bolnavă cu picioarele și am urcat, da, am urcat scări. Nici pentru cei cu bagaje situația nu este prea bună. Zilnic oamenii coboară bagajele pe trepte. Da. Da. Vă este greu fără lift să urcați? Da. Foarte greu, foarte. Mai ales dacă am o grămadă de sacoșe, greu. Da. Între timp, Metrorex se află în centrul unui scandal după ce la sfârșitul anului trecut a amenințat cu grevă generală, pe care în cele din urmă instanța a declarat-o ilegală. Sindicaliștii cereau bani mai mulți la salarii în condițiile în care în ultima vreme au avut parte de nenumărate majorări. Calificare cu emoții. Bun găsit, domnilor și domnilor, în această noapte se anunță ceață în regiunile joase din sudul și estul țării, iar temperaturile până dimineață vor fi cuprinse între minus 7 și plus 3 grade. Mâine vremea continuă să fie caldă peste tot, mai ales în regiunile sudice și estice, temperaturile maxime se vor încadra între 3 și 9 grade, iar cerul va fi acoperit de nori în vest, nord și centru, vor fi ninsorii din nou în regiunile de munte. Sunt anunțate precipitații, mai ales sub formă de ninsoare în zona Maramureșului, a Transilvaniei și în zona Moldovei, iar în Banat, Crișana și nord-vestul Olteniei vor fi ploi și posibil lapoviță. În restul țării, cerul va fi acoperit de nori în prima parte a zilei, vor fi perioade cu cer variabil, iar vântul se va intensifica în regiunile montane mai înalte. În capitală, la noapte, cerul va fi acoperit de nori, dimineața temperatura aerului va coborî până spre minus 4 grade, mâine peste zi vor fi 5, chiar 6 grade și se anunță soare, vor fi în oră de-abia spre seară și în cursul nopții ce urmează. În zilele următoare, însă, începând cu acest weekend, vremea se mai recește la nivelul întregii țări și asta se va simți în special în nordul, nord-estul și centrul teritoriului. Temperaturile vor fi cuprinse între minus 2 și plus 5 grade și din nou vor fi ninsorii în regiunile de munte, dar și în zona Maramureșului și a Transilvaniei. În Banat și Crișana sunt anunțate precipitații mixte, iar în restul țării norările vor fi temporare. Din nou vântul se va simți, mai ales în regiunile de munte și pe arii restrânse vor fi condiții să se formeze poleiul. Cam acestea au fost informațiile. Zi bună, vă doresc! Punem punct aici jurnalului. Silviu Mănăstire vă așteaptă de la fix. Sunt Irina Petraru. Vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!